Slelaru Andreea, am 14 ani și fac parte din acest ansamblu de aproximativ 3 ani. Câteva lucruri despre tine. Îmi place să dansez, îmi place să petrec timpul cu prietenii. Ai prieteni adevărați și în ansamblu? Da, am prieteni adevărați și în ansamblu. Ai pe cineva în familie care practică dansul? Părinții mei practică dansul în timpul liber, dar nu dansul profesionist. Cât timp îți ia să înveți un pas de dans? Depinde de dificultatea acestuia, dar de obicei destul de puțin timp. Înțelegi ușor când îți explică? Da, înțeleg destul de ușor, dar dacă nu înțeleg, îmi explică de câte ori este nevoie. Părinții te-au susținut în proiectul acesta? Părinții m-au susținut în acest proiect și mă susțin în continuare. Repeți și acasă sau doar cu instructorul când vă întâlniți? Sunt unele momente când repet și acasă pasii de la dans. Și cât timp îți ia ca să... Destul de puțin timp. Ce înseamnă pentru tine dansul? Poți detalia un pic? Dansul pentru mine înseamnă un sport, un moment de relaxare și înseamnă mult pentru mine dansul. Un mod plăcut de a-mi petrece timpul liber cu prietenii. Mulțumesc!